Bun găsit, stimați telespectatori! Iată, invitatul meu și al dumneavoastră în această emisiune este domnul Dorin Brozbă. Este publicist, îl cunoașteți sau îl cunoaștem cu toții, pentru că ne oferiți momente plăcute de ani buni încoace și când spun asta mă refer la folclor. Suntem și o televiziune care vedeți că se pretează pe latura asta culturală, artistică. Vă spun, bine ați venit! Noi n-am mai făcut împreună emisiuni de mult, de vreo 4 ani, cred că sunt, și mă bucur că din nou ne regăsim în formula noastră de altă dată. Și pentru că au fost sărbătorile pascale, haideți să rămânem în acest iz de sărbătoare, pentru că cu toate problemele astea cotidiene care ne apasă, parcă muzica și lucrurile frumoase care țin de cultură, de scris, de carte, sunt cele care ne mai scot din impas, în sensul că ne revigorează. Ce ne puteți spune despre activitatea de până acum și ce vă propuneți, pentru că sunteți un om așa care nu puteți să stați deoparte de toate astea? În primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat la prestigioasa Trâmbiei în Sat TV. Într-adevăr, Trâmbiei în Sat TV promovează, nu e vorba numai de folclor, promovează general cultura. Din păcate, și vorbeam noi mai înainte de a intra în emisie, vorbeam despre tineret. Tineretul, pot să spun cu un pic de mâhnire, tineretul, acum și mă refer la tineri între 20 și 30 de ani, așa văd eu tineretul. Generația acum, asta, da, adolescenți. Da, i-am cam pierdut, pentru că a fost o perioadă cumplită, în primul rând și datorită fenomenelor, să le spun în ghilimele, ce se întâmplă în învățământul românesc, pentru că nimeni nu mai știe când, dacă se mai dă examen, cum se mai învață, care mai este rolul profesorului, care mai este rolul elevului. Este o bulibășeală și, din păcate, și dumneavoastră știți bine, și nu numai dumneavoastră, și oamenii din toate mediile, că rezultatele se văd la bacalaureat. Da, și mai sunt vreo două luni. Și nu mi se pare, și am văzut fel de fel de oameni care își câștigă pâinea din învățământ. Au fost acum niște examinări, niște cum să le zic eu, prognoze ale lor. Și spunea cineva că este extraordinar, că deja se preconizează că să fie peste 50% dintre tineri care nu vor lua bacalaureatul. Adăugând sutele de mii de tineri din anii trecuți, ajungem la o concluzie tristă că ne apropiem încet și sigur de 1 milion de oameni care practic nu-și găsesc rostul. Pentru că neavând neluând bacalaureatul, automat acel tânăr nu prea are, nu e vorba de facultate, nu poate să se angajeze. Pentru că ați văzut și dumneavoastră, orice firmă, cât de mică și de amărâtă, cire și ia un CV și când vede ce domnule, păi chiar poate el are niște calități, acest tânăr, dar nu poți să te angajezi, pentru că dacă nu ai fost capabil să-ți iei și bacalaureatul, atunci ce să facem noi cu tine? Și gândiți-vă că fenomenul ia amploare și într-o bună zi, și noi că avem o vârstă, mă refer în primul rând la mine, vom ajunge pe mâna acestor tineri și ne vor urechea în felul lor de a fi. Pentru că nu ei sunt de vină și sistemul și oamenii care se ocupă și sunt plătiți bine de acest sistem, nu știu ce se va putea întâmpla. Am auzit pe undeva că s-ar revigora școlile profesionale cum erau odată. Să știți că și eu în viața mea am făcut destul, am făcut chiar și școala profesională, așa am început, am făcut și liceu, am făcut și facultăți, dar vreau să zic că școala profesională pentru mine și acum rămâne, cum să zic, școala de căpătâi a carierii mele, pentru că acolo am învățat foarte multe lucruri frumoase. Să știi să măsuri cu șublerul, să știi să tai cu bonfire-ul, să știi să folosești lucruri practice. Lucruri practice și care mie mi-au folosit. Bineînțeles că eu lucrez unde lucrez la CEO Oltenia de 37 de ani și nu e vorba numai de unde lucrez eu. Orice om, cât de departe ar fi de oraș, în oraș sau la țară, trebuie să știe ceva, să facă ceva cu mâna. Din păcate, acești tineri noștri ajung pe la 25 de ani cu vreo 2-3 facultăți, unii dintre ei, nici nu reușesc să-și găsească locuri de muncă, din păcate, asta este un fenomen vechi la noi, și nici nu știe să facă nimic cu mâna. Nu au baza, da. Și atunci ce să facem? Despre asta voiam să vorbesc, pentru că majoritatea, știți cum se marjează, să faci multă limba română, matematică, chimie, fizică, dar mulți au veleități într-un alt sens. Poate exact asta cultural despre care vorbim și la care ne raportăm astăzi. Dar în 1-4 și nu numai, nu se mai fac ore de muzică, se înlocuiesc cu celelalte materii, nu se mai fac orele de educație fizică și sport, și atunci
despre ce vorbim. Psihologii spun că deja e o generație bolnavă, că nu mai reușește decât să facă teme, școală, teme, școală și nu mai mănâncă, nu se mai odihnește. Și, într-adevăr, ați punctat bine, nu poți să ai valori în felul ăsta. Și atunci ce ar fi de făcut? Și vă întreb, în generația asta, că dumneavoastră, așa cum am spus, mergeți la festivaluri, v-ați ocupat de organizarea multor, regăsiți copii care... ajunge valori. Răspunsul, da, m-ați întrebat ce depinde de mine, pentru că eu nu sunt nici politician și nu am nici vreo putere anume să am eu idei, dar degeaba le am eu, poate au și alți oameni idei bune. Ceea ce mă privește pe mine de cel puțin de 15 ani, segmentul meu de lucru, să-i spun așa, sunt micuții, în special copiii de 7, care spuneați dumneavoastră, de 7-14 ani. Nu mi se pare normal ca un astfel de copil să aibă și 6-7 ore pe zi. Da, păi mi se pare că noi consecutiv nu muncim atât. 6-7 ore, vă dați seama că el vine foarte, foarte obosit acasă. Acasă, bineînțeles că este nelipsitul computer și ei de regulă au căzut în capcanele acestei satare, să spun că eu am fost într-o vizită. Să știți că se cere și la școală tehnoredactare. Eu am fost undeva la mănăstirea Purna și era un călugăr foarte și zicea că satana este la ora actuală, în casa omului este computerul. Nu am fost de acord cu el întru totul, pentru că și eu la vârsta mea sunt multe lucruri pe care le stochez, mă informez, este în primul rând totul e bun făcut cu măsură. Este bun făcut și am văzut undeva într-un sat de moții din Alba, chiar izolat, bineînțeles. Primăria de acolo nu mai rețin, undeva prin zona Albacului, au inițiat un program de ăsta cu bunicuții și cu bunicuțele să lucreze pe computer, pentru că fiecare dintre ei au copii, în cea mai mare parte, pe afară și să știe să comunice repede cu ei. Ba mai mult, ei, fiind și dumneavoastră, că în acea zonă castă sunt foarte rarisme, noi, țin și legătura foarte rapid, bunicuțile și astea, și un lucru extraordinar. Deci, iată că își găsește și utilitatea. Și utilitatea lor, sigur că da. Dar la noi, vreau să zic că nenorocirea este încă de la... când se termină, cred că acolo este pasul, când se termină clasa 8-a. Știți și dumneavoastră, eu sunt generația mai veche, în primul rând copiii și părinții erau cei care hotărau unde să dea, adică la ce liceu să urmeze. Dacă era mai slăbuț și era primul familia și copilul, dacă era mai slăbuț, erau atunci la modă, erau liceul energetic care l-a făcut, liceul sanitar și liceul pedagogic, plus liceul militar, care și acum. Erau liceele de elită pe care le urmau. Care era mai slăbuț, se ducea și el la agroindustrial, se ducea și el la mecanică și trăiau și ei, nu era nicio fel de problemă. Din păcate, acum se fac acele evaluări cum se fac și nu e o surpriză pentru nimeni că și liceele din Târgu Jiu, liceele bune, să le spun așa, datorită acele evaluări că după medie, au fost cazuri când copiii care au venit din mediul sătesc cu medii foarte mari, au ajuns la licee foarte bune, au ocupat locurile și după un an de zile au văzut că nu rezistă și nu fac față stricteții și cerințelor de acolo și au plecat înapoi de unde au venit sau pur și simplu au plecat la licee mai puțin cotate. În ceea ce mă privește pe mine, să știți că partea culturală, eu deja realizez și am folosit și în filmele mele, am luat-o pe acest segment al folclorului și al turismului, am întâlnit niște copii deosebiți și să știți că marea majoritate dintre ei fac parte din familii necăjite, în sensul că părinții de regulă sunt plecați afară la muncă și de regulă de educația și de creșterea acestor copilași se ocupă bunicuțele în primul rând și bunicii și slavă Domnului am văzut că cine are preocupări și se ocupă de copil, bineînțeles că dă și rezultate deosebite. De aceea m-a stimulat la un moment dat, pentru că să realizez evenimente culturale pentru copii este foarte greu. În primul rând, nu pentru munca în sine, e o muncă fizică, pentru că nu sunt resurse materiale. Întotdeauna copii, probabil, mi-am dat eu seama, nefiind și masă electorală de vot, nu prea îi interesează pe totul se învârte în jurul politicului. Și primarul este politician. Din păcate, așa eu le simt. Acum am și o mare experiență și văd aceste lucruri. Ce mă deranjează foarte mult când unii dintre acești copii ajung, și eu cunosc destui și au trecut și pe lângă mine, încep anumiți domni care nici nu au avut treabă cu acest fenomen, să-și luăm copiii noștri și ultimul exemplu este chiar gimnasta noastră care este de Obârșe din Gorj,
care a ajuns campioană europeană și deja am văzut astăzi în presa locală, toată lumea revendică, nimeni nu a avut de-a face cu această fetiță, meritul este decât al ei, al părinților ei și al antrenorilor. Ca să nu spun că mai mult din Mehedinți a fost susținută. Da, da, da. Acum sunt acolo, știu, am făcut și noi foarte multe știri cu ea. Și să știți că în ultima perioadă, repet, segmentul meu este acești micuți 7-14 ani și știu eu de ce, pentru că acum ei sunt ascultători, permanent sunt... vor să învețe cât mai multe lucruri. Să știți că am descoperit, spre surpriza mea, că este o surpriză, sunt și autor de cărți, am vreo 15, da, pe sunt niște copii care le place să citească. Deci cărți, nu e vorba de cărțile mele, le place, i-am văzut la concursurile care au venit, în gentuțe cu cărticele, fel de fel de cărțulii, nu neapărat care pentru lectura vârsta lor, suplimentară, lectura lor personală, ceea ce aia de care vorbeam, care i-am pierdut peste 20 de ani, toată ziua computer, îi trebuie o lucrare, o aranja, o listează și se duce cu ea, nu se uită ce-i pe ea. Ei, acești copii, să știți că... eu mă refer în primul rând la copiii foarte, foarte dotați și cultural și copiii care sunt toți aici, sunt la școli foarte bune din Târgu Jiu și din alte localități importante, alte orașe ale Gorjului. Din păcate, în partea asta sătească, copiii mai mult sunt navetiști. Deci mai mult săraci dimineața ce nu la cât trebuie să mă scol, dacă vine mașina la timp, când mă întorc. S-au mai și comanzat școlile, da, distanțele tocmai asta vorbeam, mari. Tocmai asta vorbeam, pentru că copilul este cumplit ca un copil, să ne referim la 1-4. Și deja și grădinițele, sunt anumite grădinițe care nu mai sunt în localitatea lor, să scol pe micuțul ăla dimineața la 8, să-l duci cu microbuzul, să-l duci acolo. Este greu nou aici la 2 pași. Și gândiți-vă că acei copii mai mult ei sunt... implementat să folosesc cuvinte de astea politicienuse în mecanismul de navetă, care e și traumatizant într-un fel, mai ales pe timp de iarnă. Epuizează fizic, epuizantă, sigur, și atunci gândiți-vă că el pierde cam nu mai dă randament. O oră jumătate pe zi, ceea ce e foarte mult, e timpul prețios al acelui copil. Deci, repet, și grădinițe care fac naveta. Fără mâncare, ca aici nu se sunt afară sculuri ca afară, ca sigur să iei o masă caldă la ora 12. Așa nu este. Ai laptele și cornul și păi, da, gândiți vă dar cine mănâncă, dar, orice om de ăsta care e cu mintea pe umăr, dacă mănâncă o săptămână lapte și corn, gândiți-vă că nu-i mai trebuie lapte, nici că să-i mai audă numele de lapte și corn. Și știți și dumneavoastră că, de regulă, copiii nu-i mai interesează acest așa de meniu. Da, mai sunt și, da. Sunt mititei care așa, dar și la un moment dat, sunt orice om la țară și are laptele lui și că nu mai... Deci vă spun că trebuia mai bine, părerea mea, viziunea mea, să le fi dat niște, probabil niște bonuri de masă la începutul lunii și cred că era mai, cred că erau mai, avea mai mult efect. Da, eu, da, ce ziceți noastră, am văzut și la Chișinău, la Republica Moldova, care este o țară săracă și se spune că să uită spre noi, să vadă modele, îi contrazic. Vi s-a părut invers, nu? Este cam invers, că eu am fost la câteva instituții ale lor, bineînțeles licee, și așa cum spuneți dumneavoastră, era un fel de microcantine. Cum se zvonea și pe la noi, că ar fi niște microcantine, acești copii se servea masa la, deci, anul întâi la ora cutare, anul 2, anul 3, anul 4. Și erau niște microcantine care erau cum erau acele măsuțe, cum se servea odată masa, omul era în picioare, la împinge tavă. Adică vine 10 minute și a servit, este masa, servește acolo, nu mai face mizerie prin școală și așa au văzut ei. Probabil este sistemul rusesc, să fiu mai rău, dacă românesc nu este. Și este păcat că pierdem acești copii și să știe și oamenii care au putere și sunt cineva, zic ei astăzi, că mâine pe mine vom ajunge pe mâna acestor copii, vrem nu vrem, da, și și repet o dată, ne vor urechea iar așa și ne vor spune multe reproșuri și nici mie și altui om care mâine pe mine nu va mai fi senator, nu va mai fi director, va fi un simplu pensionar și nici generale, devin pensionari, să vadă atunci efectele muncilor, tot în ghilimele, care s-au făcut de-a lungul acestor ani. Actul de cultură, cum spunea noastră, îmi pare rău să spun, spuneam de foarte multă vreme, m-au întrebat fel de fel de apropieți, de ce nu lucrez în cultură? Păi cred că eu m-aș îmbolnăvi, eu lucrez în sistemul meu de la energetic, m-aș îmbolnăvi să lucrez în cultură și să n-ai bani. Să vezi că nu poți face nimic pentru ea. Și eu am destui prieteni din sistemul cultural, sistem de care și ar vrea, unii bineînțeles le convine așa,
dar ar vrea să facă multe lucruri, dar întotdeauna se lovesc de acest aspect financiar, pentru că și eu întotdeauna când am făcut, mai bine nu am făcut un eveniment, și exemplu cel mai bun este Festivalul Copilor Maria Lătrețu, care anul trecut nu l-am făcut, pentru că nu au fost fonduri așa cât îmi doresc eu, nu sume imense, dar un copil care vine de la Slatina, care vine de la Sibiu sau vine de la Hatem, trebuie cazat, trebuie să-i dai, nu numai de cazare, să-i dai un premiu măcar, să-i dai niște bănuți să se întoarcă acasă cu părinții, că pentru că acești mititei nu pleacă singuri, vine cu mama, cu tata, uneori și cu bunica, și să, pur și simplu să-i dau o foaie, trag salaxerul și spun că i-am dat o diplomă că a participat nu știu la ce eveniment. Și din nenorocire, cel puțin la noi la Gorj, au fost niște lucruri frumoase care s-au întâmplat, și știu, și aici dau exemplu pe domnul fost director Viorel Gârbaciu, la Școala Folară de Artă. Dânsul avea și o mare experiență și era și foarte cunoscut și avea și un flair al dânsului de a găsi niște oameni care pot să sprijine mișcarea asta culturală. Din păcate, acum ați văzut și dumneavoastră câte unități au intrat în faliment. Unitățile care... Da, e o situație socioeconomică. Da, și acei oameni care ne sprijină, și mă refer și la mine, niște oameni care, nu niște societăți puternice, nu niște oameni plini de bani, dar niște oameni care ne sprijineau și pe noi cât puteau și dânsii, la un moment dat mi-au și zis că la ora actuală nu își mai pot plăti salariații. Ați văzut și dumneavoastră și nu este o surpriză. Să nu dați nume, vă rog. Da, nu. Ați văzut și dumneavoastră, nu mai dau. Și acum ați văzut și mă cutremur. Eu nu sunt om de afaceri, nu lucrez în domeniul privat, dar vreau să zic că nu este plăcut să mergi pe stradă și să vezi o seamă de spații închise. Unde știa că era o activitate, nu știu, vedea corn, făcea, nu știu, sosete, nu știu ce făcea acolo, sunt închise. Sau și o grămadă de spații goale, zic, de închiria, sau eu știu ce oferă. Păi cine să mai vină? Cine să mai vină? Pentru că... Da, e dureros, iată, capitalismul înțeles într-un anume fel sau condus către anumite repere. Ne-au pregătit colegii noștri, după cum vedeți dumneavoastră, stimați telespectatori, de fapt auziți pe fundal, avem melodii folclorice, Domnica Trop. Da, vă mulțumesc, mulțumesc regii, da, Domnica Trop, iar o nedreptătiță a sorții, pentru că Domnica Trop la viața dânsii a făcut atâtea lucruri frumoase pentru această națiune și la ora actuală a ajuns să trăiască dintr-o pensie de 120 de lei și această, rețineți, această pensie este zăvoită pentru că este foarte bolnavă mama Domnica, nu este pensia practică a dânsei, avea o pensie de mizerie de 25 de lei, suntem în România. Nu se poate așa ceva. Oameni de foarte mare valoare să înțeleagă și oamenii care acum au bani, au funcții, că va veni și vârsta aia a treia, aia care este aurâtă. Și nu cred că este frumos să zice, uite, domnule, ce se întâmplă, că oricui dintre noi se poate întâmpla așa ceva. Și din păcate și nefericire, și eu sunt un om nici că bătrân, nici că tânăr, dar mâine pe mine va veni și vremea pensiei și o să ne pomenim că nu o să avem, nu o să fie fonduri pentru pensii. Acum de bine de rău, cum se întâmplă, vine, trece luna, cum o veni, mai mare, mai mică vine, dar e posibil să ne așteaptă sistemul corean când dimineața pensionarilor așteaptă la colțul străzii și le dă ciorba și pachetelul și care nu prinde, mănâncă a doua zi mai mult. Nu aș vrea să fie așa și la noi și din nenorocire nici nu sunt preocupări și să știți că nu este vorba numai de fenomenul politic. Pentru că politicianul vine, pleacă și oamenii, și în sistemul să și oamenii au zis, doamne, să se rezolve altul ceva pentru mine. Păi nu merge, păi devină, că eu mie nu merge, n-am astăzi, păi ceva, păi devină primarul, devină nu știu care. Dar nu și lumea, probabil și datorită sistemului ăsta de îndobitocire, știu ce vorbesc, de 25 de ani, a ajuns să... Și domnule, dacă nu pot eu, las că mă rezolvă altul. Adică îmi dă un ajutor, eu știu ce, mai vine o campanie, mai dă un bere, un suc. Nu așa se rezolvă, nu asta este societatea adevărată. Se vorbea la un moment dat de asistații sociali, că sunt tot mai mulți în România, dar persoanele cu probleme. Păi sigur că, dar îl forțez pe om, că dacă, nu, dacă omul ăla care avea muncă, deci nu vă dați seama că nimeni nu zice, domnule, aoleu, să stau dacă azi îmi dă sau n-are, că și acolo... Dar poate s-a ajuns într-un punct haotic și din care nu se mai știe cum să se iasă. Am revenit la cântecul popular și am amintit de... Trece și la veselie. Da, mai trece și la veselie.
veselie, sigur că da. Trop. Să nu picăm așa în pesimism, că încă mai avem speranțe, măcar pentru copiii noștri, că va fi mai bine și noi pe lângă ei, normal, să o ducem și noi cât de cât atunci când suntem la pensie, cum spunea dumneavoastră. Dar știu că pentru domnica Trop, dacă nu s-a realizat nimic în Mehedinț, în județul ei de acolo, de Baștina, dumneavoastră ați reușit aici să puneți bazele inclusiv a unei case memoriale. Povestiți-ne despre acest aspect, mediatizat de altfel la vremea respectivă. Doamna Mihaela, dar nu este vorba numai de domnica Trop. În primul rând, eu am căutat, în primul rând, stelele Gorjului și pe aceea domnica Trop, pentru că nu este mamă lui mehedințeni. Este vorba de Maria Lătărețu. Da, înseamnă care... că am fost puțin subiectiv aici. Da, Maria Lătărețu are casă-muzeu, Filofteia Lăcătușu are casă-muzeu, Maria Apostol are casă-muzeu și iată că a venit și rândul mamei domnica Trop, care este tot o mare artistă. Bucuria noastră că dânsa trăiește, a fost aici prezentă la Gorj, este un model pentru toți copiii, pentru că anul trecut, în octombrie, când am avut ediția 3-a festivalului care poartă numele de Dumărașul Rovinari, au venit 35 de copii am avut. Și să știți că a trebuit să exclud cumva copiii din alte părți ale țării, pentru că nu aveam posibilități de cazare și pur și simplu, repet încă o dată, un copil care vine de la Bacău sau vine de la Arad, vine cu mămica, cu tăticul, unde să-i cazezi? La Rovinari, știți și dumneavoastră, încă nu este niciun hotel și dacă ar fi hotel, costă foarte mult și nu mi se pare normal după ce acest copilaș dă o grămadă de bani pe drum să vină, îl costă, să zice la 1000 de lei, 10 milioane de bani. Deci ați făcut ceva de genul, mă întind când mi-e plapum, adică nu, cât faci permis. Din punctul meu de vedere nu era niciun fel de problemă și au venit foarte mulți copii și gândiți-vă că mama domnica din momentul ce a intrat, deci acești copii au 7, 8, 9 ani, unii de-abia de acum 2-3 ani au început să vorbească bine și deja știu de această mare artistă și au făcut foarte multe fotografii cu dânsa. Bineînțeles că dânsa este, așa cum spunea și domnul director al Muzeului Județean, domnul Hortopan, este ca o bunicuță din acele bazme care le citeam noi odinioară. Atât da, de e bună, foarte de, autentică, de bună, așa, modestă. De bună, de caldă, de valoroasă. Așa trebuie să fie bunicul ideal ca domnica Trop. A făcut atâtea lucruri frumoase pentru această societate. E un mare artist, dar nu se dă. Nu se dă și acum nu se știe că toată lumea care are două cântece și behă e un piculeț, cum zic eu așa, ca la țară, zice că e artist. Artist înseamnă altceva. Și dacă acești așa zici artiști ar pune mâna pe dicționar să vadă ce înseamnă artist, nu și-ar mai pune ce numele sunt artist. Păi nu poate fi artist la 13-14 ani, că el cântă și el seara la o șușă și este artist. Artist trebuie, după punctul meu de vedere, și așa spunea răpăsatul Sebastian Domozină, care era un prieten bun de al meu, l-am și cunoscut, dar era comentator de fotbal, dar spunea următoarea chestiune, că artist, mă refer acum la populară, să spunem, artist este acela când, în momentul când el cântă la un post de radio, să nu-i se rostească numele, omul să știe exact cine este și spune totul. Acum de-abia să anunțe și nu știți, lumea, artist. Din nenorocire este că... Bine, sunt artiști care cântă... Zicea dumneavoastră că devenind la ce zonă, că se vinde. Că zice, domnule, se vinde. Pe ce se vinde? Asta e de moment. Se vinde, da, domnule, a scos unul o nebunie, că să te bat, să te omor cu muchea la topor. Da, domnule, se ascultă o lună, două, trei, cum au fost și aceste manele, care acum vreo 5-6 ani de zile nu puteai să mai respiri pe stradă sau oriunde de manele. Și acum mai răruți. Iată că maneliștii au început, nu zic că nu se mai că mai au și segmentul lor, dar această muzică a expirat. Adică este o marfă expirată din punctul meu de vedere și o vede toată lumea. Aceste cântece ale marilor artiste care aminteam au fost, sunt și vor fi mereu în atenție. Sigur că m-aș fi bucurat, ceea ce mă privește pe mine, că am făcut și filme și cărți, acestor copii să le arăt și modele actuale. Din nenorocire nu avem. Din modele, să zicem, sigur, este Maria Lătărețu, este Filoftea și alți artiști mari, are Ciobanu Ionulescu. Dar eu aș prefera și eu să fie unul mai de actualitate, să existe, să... Una când vorbesc despre Maria Lătărețu, care nu mai există de foarte mult, să nu mai vorbește, să fie exact cum era exemplu mamei domnica Trop, să-l aduci în fața copilului, să-l vadă. Este, domnule, este. Da. Ia uitați. Domnica Trop a creat rânduri cântece pentru alte interprete, dar... Știu că se cunoaște...
sunt un pic mâhnit pentru că oamenii care sunt și artiștii care acum care au valoare și au scos și lucruri bune. Mie mi se pare o piață foarte densă aici. Da, este densă, foarte bine că este, foarte bine că este. Foarte mulți. Dar acești copii sunt pur și simplu, sunt văzut de unii dintre ei niște dușmani ai lor. Exact cum este în junglă, știți cum sunt leii. Oh, da, lei. Iar revenim la un subiect care mi-a place invidia și păi egoismul nu este invidia. Sau individualismul. Nu mi se pare normal să cânți toată ziua numai de dușmani. Pentru mine, vă spun, acei artiști nu există, ce știți că eu am și invitați. Și eu îi selectez foarte bine. Spun, domnule, vii la mine, să așa, da, ce cântați? Păi, gata, deja am terminat. Deci, în viața asta omului, dușmani. Nu știu, eu nu știu. Când cântă tot de dușmani, înseamnă că toată lumea nu mai dușmani. Nu mai putem să mergem pe stradă, pe uliță, de dușmani. Adică nu suntem prea pozitivi să nu. Înțeleg? Și acești artiști care cântă tot de dușmani. Deci unii le-am mers câte o mers și scot, au scos 3-4 feluri de cântece de astea de dușmani. Eu nu știu dacă acești oameni, și am văzut, unii dintre ei sunt foarte tineri, foarte simpatici, nu știu ce înseamnă dușmani și nu știu dacă au așa de mult dușmani. Ce înseamnă dușmanii? Că e comercial, să spunem așa. Nu, este comercial de moment, repet. Să vindă. Dar copiii scriu? Copiii, cei pe care i-ați mai selectat dumneavoastră, cei cu care ați mai mers? Nu i-am selectat. Eu de cât organizez aceste lucruri, că au fost, domnule, mi-a zis, domnule, păi am văzut un copil de adunat, dar nu sunt ai mei, domnule. Eu fac aceste lucruri de câțiva ani. Eu chem cu toată lumea, nu? Da, nu, eu chem cu toată lumea și întotdeauna am avut, eu niciodată nu m-am pus în jury, am stabilit jurile și am adus, numai oameni, am adus-o pe doamna Violeta Ianculescu de la Radio București, de doamna Nina Predescu, domnul Dârvăreanu, 35 de ani, directorul ansamblului Ideea din Novaci. Deci domnul Mocioi, fost senator și șeful culturii, 25 de ani la Gorj, oamenii care ireproșabili, bineînțeles că întotdeauna și părinții și copiii, toți vor să ia marile premii și primele premii. Și bineînțeles că mai întotdeauna mai sunt lacrimi, că domnule, al meu era mai bun, trebuia să-i așa, dar de a doua zi și-au revenit și și-au dat seama. Și au dat seama întotdeauna doar la toți copiii diplome. Când ai o diplomă și scrie, este un Nina Predescu, semnează un doamna Violeta Ianculescu și oameni artiști. Are o valoare acești sentimentală. Au sentimentală, dar acești copii, mă bucur că au participat și la concursuri naționale și internaționale, chiar și la emisiuni de succes la televiziuni naționale. Și întotdeauna, atunci și când se face acea selecție, prezintă și aceste diplome și premii care le ia la noi locale și despre fericirea noastră, o seamă dintre ei deja au ajuns chiar, să spunem așa, în lumea copilului, vedete naționale. Lăsați-mă să fac doar o scurtă precizare, că am uitat la începutul acestei emisiuni, sunt sunată, vă rog, trimiteți SMS, pentru că așa e mersul în emisiunea noastră, deci trimiteți-ne SMS-uri dacă aveți depus întrebări, că eu sunt sigură cu drag. Cu mult drag, pentru că de aia suntem aici. Răspunde, sigur. Să revenim la ce ați spus dumneavoastră, deși vreau să nu treacă timpul alocat emisiunii și să nu vorbim despre cărți, să nu vorbim despre filme. Da. Și să nu vorbim despre, aici în premieră, despre ce urmează să fie. Pentru că dumneavoastră sunteți așa, nu numai omul momentului, sunteți omul viitorului. M-aș bucura să fie și alții, să fie și mai tineri. Că am și o vârstă, nu mai sunt de 20-30 de ani. Din păcate nu apar, am așteptat, să știți că față de alte bresle, eu am așteptat să găsesc eu măcar 2-3 și tineri să fie alături de mine și mâine poi mine și eu să stau liniștit undeva într-un colț acolo de sală și să privesc, că este mai ușor de privit. N-au găsit nișa cei din presă? Da, toată lumea vrea artist, nu mai vrea nimeni realizator, nu. Așa cum spuneam, la aceste mari artiste, și să știți că am și niște prieteni foarte dragi oameni, o echipă, noi am format o echipă în timp, și aici mai se referi la domnul Daniel Ijac, directorul unei societăți puternice de audio-video din de aici, domnul Paul Mălăianu, domnul Nelu Dumitru, domnul Vasi Pleșa, oamenii, domnul director Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean, pentru că dacă dânsul, ceea cel puțin, în ultimii 7-8 ani, nu exista dânsul și oamenii din subordinea dânsului și muzeul, nu se putea, pentru că degeaba aș vrea, eu sunt o persoană singură, particulară și dacă nu ai un sprijin din partea unei instituții, așa, nu se poate realiza nimic, nu e vorba numai de mine. Da. Și atunci noi am decis să facem și acele case muzeu dedicate marilor artiști și la Bălcei, la Maria Lătărețu și la Curtișoara, unde este Filoftea Lăcătușu și Domnica Trop, și la Runcu, unde este Maria Apostol, unde la toate am fost participant direct și știu foarte mulți oameni și în toate cărțile mele mai rămâne Maria Apostol, care lucrez la carte, să scriu
adevărul despre ce și toți oamenii, pentru că, din păcate, atunci când se realizează, asta e specific românesc, când s-a realizat aceste case, deja au apărut fel de fel de personaje, să spună, dar bă, eu am făcut, nu se poate să fie, să facă cineva singur ceva. Iar eu am venit, întotdeauna vin și aceste căzi rămân și la vârsta mea nu mai permis să fac eu fantasmagorii. Întotdeauna am scris adevărul, că unora le place, că unora nu le place, asta e cu totul altceva, să mă contacteze și să discute cu mine și să spună că nu le place. Pe lângă aceste case, muzeu, unde sunt lucrurile acestor mari artiste, unde sunt cântecele, obiecte care au apărut, am realizat și aceste festivaluri dedicate copiilor. Nu pot să mai, cum fac eu un festival, atora de 20-30 de ani, pentru că nu i-ar interesa și nici nu, poate nici nu dau doi bani pe personalitatea acestor mari artiști. Dar, în schimb, am făcut și la Bălcești, am făcut și la Lunu, de unde este Filoftea și probabil o face și anul acesta. În premieră spun acum că pe data de 16 ani, anul acesta, la Muzeul Județean, vom realiza ediția a patra a Festivalului Copiilor. Nu mai e mult. Maria Lătrețu, nu mai este mult. Cu bunăvoința Dumnezeu, cu bunăvoința unor oameni, ne trebuie niște bani, nici că mult, nici că puțin, dar vreau să zic că întotdeauna copiii, când au luat o diplomă și au participat la un eveniment de al nostru, au plecat cu amintiri foarte plăcute și nu trăi nici două, trei zile și deja, după ce plâng ei, după că îi vor toți premiile întâi, deja ne întreabă când facem alt festival, ceea ce e un lucru extraordinar. Pe copii, mai bine, pe da. Copii nu poți să-i minți și copiii sunt întotdeauna sinceri. Cu siguranță, deci, da. Și sunt niște fetițe extraordinare de 6, 7, 8 ani care cântă minunat cântece de ale Mariei Lătărețu foarte bine, cântece ale Mariei Apostol, care sunt destul de greu de interpretat și pe noi ne bucură, nu numai pe noi, și pe bunicilor, și pe părinților, și pe județ în sine. Pentru au fost înzestrați cu har și ies acești, și dincolo de granițele țării. Acești copii vor face acest lucru peste 50-60 de ani, nu trebuie să mai fie broadușat. Și nu numai în România, asta vreau să spun, că noi nu putem ieși afară să ne mândrim cu foarte multe lucruri. Sigur că da. Avem doar câteva branduri. Sigur că da, și la noi, la Gorj, am văzut că au fost și acum, au fost niște acțiuni ale județului, da, și da, pe la da. Viena și pe la Berlin. Unde ne-a prezentat bine. Inclusiv la București, când au fost acel târg al turismului, întotdeauna a fost Doina Gorj, a fost. De ce să nu se aplece atenția, asta este întrebarea mai mult. Așa este la nivel național. Cultura este văduvită niciodată Ministerul Culturii, pentru că și pe acolo e o vânzoleară. Deci, din punctul meu de vedere, în ultimii 20 de ani, nu a fost un ministru, de Doamne ajută, da, să plângem așa. În stradă, cu niciodată nu am văzut un ministru al culturii, ca apar toți altfel ministri, să spună, domnule, ăștia-s banii, mulți puțini, ne-ar mai trebui atât sau mai vrem atât. Nu s-a dezbate nimeni. Republică, pentru ce vreți să facem cu ei? Nu vă spun eu, urmă. Dacă el acest ministru al culturii, că tot s-au schimbat pe acolo. Să vorbim la general, nu? Da, puținul ăla de bani. El nu a văzut niciodată un ministru al culturii, zice, domnule, apar foarte ușor la zi. Domnule, un ministru al culturii este foarte nervos că s-au dat anul acesta bani foarte puțin pentru... Noi știm că întotdeauna și pe timpul Ceaușescului s-au dat bani puțin. Oh, dar știți că se întorc și bugetele înapoi, da. Nu numai dar că s-au dat puțin. Eu n-am văzut niciun ministru plângându-se, deși este bugetul foarte mic. Și salariații luau salarii mici ai care lucrează și un sistem cultural, de regulă salariile sunt micuțe. Dar n-am văzut niciun ministru se plângând, domnule, măcar se facă așa de fantezie, că nu, a doua zi nu dă bani nimeni. Dar nimeni nu se plânge și dacă orice guvern, dacă zice, domnule, la cultură nu e nimic mic, aici te mai tem de acolo, trece anul, nu e nimic. Dar să știți, și să știți că ce se întâmplă, de ce pierde din domeniul culturii, al artei, al patrimoniului, pierdut este. Pe asta vreau să vă întreb, dacă totul se taie și nu se mai face la nivel așa somptuos, oare și dezinteresul românului să fie aici cumva? Pentru că la expoziții nu mai vezi că merge în masă mare populația. Ați văzut și dumneavoastră, când faci o expoziție, intră câțiva acolo. Știu, am fost prin județ și prin țară, sunt o seamă de monumente părăsite, sunt odrumate și am fost și în zona Ardealului, unde sunt, au fost castele. Au da, fost, nu, sunt bani de recondiționare. Ar putea să recondiționeze și aducă bani foarte mulți. A ajuns prințul chiar la Anglia să vină să dea din banii. Ba bine că vine. Da, nu, a făcut dânsul pentru o chestie, o poftă da, a dânsului da. Personală. Să vină să reabideze niște state când tu le ai aici. Și nu trebuie foarte mulți bani acolo. Și ai creat și locuri de muncă ca să nu mai vezi la Gorj. Pentru că Gorjul are un potențial turistic extraordinar aici la noi. Din nefericire, nu cum să zic, nu se știe, mă sună foarte mulți prieteni, domnule, dar unde-i, cum ajung la Lainici?
Dar cum e distanța, dar cum e drumul. Bine, acum tot mai greu, am înțeles, da. Ca e, nu, lucrează. Vreau să zic, da, și cu aceste nenorociri, că toată ziua, că se lucrează, că nu se mai lucrează, că nu știu unde. S-au făcut, sunt și lucruri foarte urâte, de exemplu, cu această Transalpina noastră, care este extraordinară de atractibilă. Vă dați seama că, știți, anul trecut scricea că nu mai dă voie să mai meargă, pentru că sunt o seamă de, în primul rând, bucureșteni, care și-au investit sume destul de mari să-și facă cabane, vile prin zona Valea Prahovei și bineînțeles că dacă vine turistul la mine la Transalpina, nu se mai duce la el. Și atunci s-a creat aceea nebunie că se închide, că oamenii nu sunt în siguranță. Să știți că am primit și de la ea și la Suceava și chiar nici și noi și oameni care vreau să vină și lumea. Așa este adevărat, e drumul periculos, au murit, că s-au scos pe piață, că s-a și murit acolo, deja lui este un mare pericol. De unde? Nici vorba de așa ceva. Trebuie și o agresivitate, să zic așa, în sensul bun al cuvântului, din partea noastră, să-ți atragi o grămadă de turiști pentru că... Să potențezi, pentru că sunt bani și crești locuri de muncă. Nu trebuie să lucrezi mai la tână. A venit prima dată, cu siguranță revine și, exact, sigur. Vă raportați la bucureșteni, am și o prietenă care și sunt medici, vin aici, nu se mai duc la Brașov. Știu, pentru că și la rânca noastră, la schi, la ăștia, de sunt. Imediat după Revelion, deci cine vine odată și îi place, cu siguranță revine. Să vorbim despre cărți. Tot așa, voi merge prin raportul ăsta, copii, mai scriu în publicistică, spuneați dumneavoastră că, iată, tot mai puțini pășesc și eu cred că știu și de ce, pentru că e un lucru foarte greu. Adică, ca să fii publicist, trebuie să ai răbdare, în primul rând. Eu n-aș avea, de exemplu, ani de zile să scriu notițe și abia poate în al cincelea an să public o carte. Eu sunt omul momentului, eu vreau acum să, până mâine, să realizez ceva. Și eu n-aș putea să fac ce faceți dumneavoastră. Știu ce spuneți dumneavoastră și acum am două cărți în lucru, care este Domnica Trop și Maria Apostol, pentru că nu neapărat personalitatea acestor mari artiste, că este cunoscută. Pe mine mă interesează că la sfârșit, eu am făcut întotdeauna cărțile care le-am făcut sub forma unor manuale. La sfârșitul cărții, după ce scrii despre artist, ce a fost și ce a făcut, da, așa cu realitate și cu trebuie, da, să scrii, da, da, nu cu fantasme, am publicat și cântecele dumnealor, care să pot să fie cu orchestrate, deci să vină orice copil să aibă acces la acel cântec. Îi place să nu mai caute nu știu pe unde, nu știu la ce compozitor, așa zis compozitor. Și să, și să știți și dumneavoastră că când am scos și cărțile Marie Lătărețu și Filoftei, o seamă de copii cântă dumnezeiește. Unii chiar știu toate cântecele acestor. Cel puțin Filoftea e o fetiță de undeva din zona lor, acolo Vâlcea, din Zătreni, chiar toate cântecele Filoftei le știe foarte bine. Cred că acesta e alfabetul lor, de fapt. Este, dar să știți că este o minune pentru un copil de 10, 11, 12 ani, care deja sunt la faza păpușilor, că lucrează-i pe clacul, dar că vede o păpușă, cumpără și o păpușică să joace. Eu am fost cu ei când am fost la Românești Botoșanilor, că am avut ambiția și am dus acolo să cânte exact pe scena unde a murit privighetoarea neperică Maria Lătărețu. Am avut fetițe de 9 ani, aveam o fetiță Cârlugea, de la Larisa Cârlugea, de la Rovinari, avea doar părinții și un ursule și o păpușică, când drumul e foarte lung, de 700 de kilometri. Da, cu acești copilași am fost acolo, au fost primiți extraordinari acolo la Românești Botoșan, la 700 de kilometri de casă, ca niște vedete, de o mulțime entuziastă, pentru că și săraci și niște oameni amărâți pe frontiera română Republica Moldova, departe de Iași 70 de kilometri și 80 de Botoșani, și pentru ei a fost o minune să vină micile vedete, micile privighetori ale Gorjului. Și revenind la privighetori, am fost și la o vizită la prietenii noștri dragi de la Radio Iași, pentru că în colaborare cu Radio Iași, și dacă ne-o vedea pe undeva pe internet, doamna Petronela Mihai Cotea, redactorul de specialitate rubrica Folclor Radio Iași. Păi îi distribuim emisiunea, da, ca să vadă, sigur, cu siguranță. Că da, da, ne-a sprijinit cu tot dragul și domnul director la Radio Iași, unde am făcut o vizită și dânsului de un sfert de oră. Copiii toți erau bucuroși, stăteau acolo la o masă și zice, voi copiii de la Gorj, voi ați lăsat Gorjul sărac. Dar una mi-a zis, păi de ce l-a lăsat sărac, că noi ne întoarcem acasă? Pentru că i-a sfurat toate privighetorile, deci toate lăsuțul lor acolo. Și vă dați seama că a fost ceva de neuitat pentru copii. I-am dus la Ipotești, la casa lui Eminescu, la casa lui Experiență frumoasă, lui Ion Creangă, de copilărie, da. De copilărie, în speranța că măcar
unul, doi dintre ei va duce pe mai departe și va aminti de acest episod, nu neapărat de mine, de Brosbă, și la rândul lor, când unii dintre ei vor deveni artiști cunoscuți și chiar profesori de muzică, să, la rândul lor să ia alți copii, alte generații și să le ducă, drumul deja este deschis acolo, atât la Botoșan cât și în Republica Moldova, unde sunt lucruri minunate, unde a fost de 5 ori de acolo cu câțiva tineri și am avut și eu la vârsta mea de învățat multe și de la vecinii noștri de acolo din Moldova, ceea ce privește partea culturală. Nici nu mai sunt mult decât vreo 7-8 minute, nici nu vine să cred că n-am apucat să vorbim câte ne-am fi propus să discutăm. Lungim emisiunea la altă dată. Da, trecem peste colegul meu Cornel. Haideți să vorbim și despre filme. Pot să mă laud și eu că bărbatul meu a pus imaginea la unul dintre ele, adresc cu George, da? Da, am făcut al doilea film despre Maria alături meu, ca minte, și l-am făcut. Noi trebuia să prezentăm acel film chiar la festivalul care era în noiembrie, iar noi acele filmări le-am făcut pe data de 2 octombrie, o stabilise mai de mult. Și chiar la ora 14, țin minte, era 2 octombrie, s-a pus ploaia. Gândiți-vă, exact, numai de-aia, deci putea să bată vântul și ne-am chinuit și chiar în momentul când a trecut și peste ploaie, dar a urmat altceva. Tocmai atunci se deviază circulația tirul altora și treceau spre Vâlcea. Și vă dați seama când treceau pe lângă casă zgomot de fond, am trebuit să facem rost, s-a rezolvat și aceea. Deci nu e așa de ușor. Deci nu este așa de ușor. Cert este că am realizat filmul și chiar l-am prezentat exact peste o lună de zile, care e foarte greu de făcut, un film aranjat cu totul, înregistrat la București, pe format DVD. Tot așa am prezentat copiii talentați, pentru că întotdeauna în filmele și cărțile pe care le-am făcut, copiii sunt la loc de cinste în speranța că, repet, careva dintre ei, odată și odată, acești copii 10, 11, 12 ani, și peste 50 de ani vor mai aminti, există în aceste cărți și poate, chiar dacă nu ei personal, vor duce mai departe frumusețea folclorului gorjenesc, pentru că suntem niște fericiți, mi-au spus și foarte mulți colegi din țară că la noi, la Gorj, într-adevăr, ce-i drept, asta este. Ca o pepinieră avem aici. Referim, făcând un raport cu județul nostru natal, unde nu se întâmplă nimic, deci avem aici... Nu se întâmplă că nu se vrea, nu, că n-ar fi și acolo... Păi, dar cei oameni atunci să-i trece să treacă Dunărea, dincolo. Avem aici totuși, avem ansamblul Doina Gorjului, avem școala populară de artă. Acolo cineva nu a vrut ansamblu, da, așa spune, că oricum ne văd. Dar nu mai există celebrul Danubius, în care noi am crescut în cântecele acelui Danubius, nu mai există deloc, nimeni nu ne explicați, toată lumea se vaită de sărăcie și de nevoi, dar din păcate nu e chiar așa, că am văzut că se fac alte năzbâtii. Mâine o să sughițim cu siguranță, da, că ne va înjura cineva. Foarte bine să fiu înjurat, că îmi prinde bine, poate mai crește vreun fir de păr. Ideea este că ceea ce fac eu împreună cu echipa mea și mulțumesc și în satului TV, pentru că este singura televiziune care s-a ținut după noi. Nu neapărat că sunt eu Brosbă frumos, și datorită faptului de a promova acești copii. Da, și noi pentru vă că degeaba, inițiat, da, și nu, suntem degeaba, noi alături și acolo. Degeaba aș face eu, degeaba aș face orice aș face, și nu numai eu, și dumneavoastră și alții, dacă nu există și o televiziune, nu, profesionistă, să facă, că nu se învea să-mi dea 5 minute din acel eveniment. O televiziune care să se țină. Da, noi vă mulțumim. Nu, și să rămân așa, și copiii chiar totdeauna când facem evenimentul ăsta, domnul, dar ce televiziune? Păi voi nu știți televiziunea. E în satul, da, e în satul vine, e în satul. Și e un lucru mare pentru ei, că s-a dat și atunci de perioada sărbătorilor, să dăm și reluare, ba, cred că și unii... Și promovează. Unii, da, la urmă, da, doamna Aura, au fost și promovați și au venit și au făcut și pentru ei cântecelele personale. De fapt, asta ne interesează pe toți. Deci, poate oamenii s-au săturat de circ, de politică, de, s-au săturat care te deprim atunci când deschizi televizorul. Vreau să mai vrea să asculte la masă și o melodie. Vreau să vă spun că am avut o surpriză extraordinară la sfârșit de anul trecut, l-am încheiat în forță. Am avut un spectacol de Moș Crăciun la Suseni, chiar în căminul Filofteia Lăcătușu. La doi pași de cămin este mormântată mare artistă. Și am făcut ceva la dorința localnicilor obștii de acolo, am făcut un spectacol special pentru copii. Gândiți-vă că au fost peste 400 de oameni și au venit foarte mulți copii și în comunele vecinate, în așa fel încât a fost nevoie ca mai vârnicii să iasă afară ca să poată să intre copiii. Deci nu era loc în acel cămin. Și pe mine m-a impresionat și mulțumesc și acum domnului Măruță de acolo, de la Suseni, oameni, domnul Tiberiu Tătaru, care dânsii au fost organizatorii, pentru că sunt localnici de acolo, și au fost niște lucruri extraordinare. Gândiți-vă că acești copii, de care eu n-am știut, de fapt, am luat tot copii,
4-5 copii de ăștia de 10-11 ani să cânte în fața unui cămin arhiplin. Niciodată în viața lor n-au cântat și acum m-au întrebat când vă mai face iar un spectacol să fie atâta lume. Ei, gândiți-vă, iată că vin și au fost și copii tineri, au venit, era, bine, era și vacanța, venise și vacanța, dar este un lucru extraordinar să vină și era ziua neamiază mare, că ce, domne, puneți mai pe seară, știți că să vină seara. Câmp. Nu, eu nu sunt adeptul. Să țea la câmp lumea. Cine vrea să vină la un spectacol, mai ales duminica, să spunem, să stea la câmp. Vedeți, vede treaba cu câmpul, nu. Cine vrea să se ducă să vadă un act, să vadă niște copii talentați, să vadă frumusețea folclorului, că de fapt noi aia ne duce, nu ne dezbrăcăm acolo, lasă și munca, că nu, 2-3 ore nu se întâmplă nicio pagubă acasă, nimănui. Iată, mi s-a și spus în cască că nu mai avem decât 2-3 minute. Așa, pe final de emisiune, vă întreb care sunt obiectivele dumneavoastră pentru 2015. Păi, ne-ați spus că acum mai nu, eu, de regulă, la vârsta mea și sunt o persoană, repet, particulară, nu am contract cu nimeni, nu sunt angajat nici cu ei să-mi dea dispoziții. Eu mi le fac, eu mi le fac ca întotdeauna, nu pun data clară, dar este clară, v-am divulgat. Pe 16 mai vom realiza Festivalul Copiilor Maria Tăsu la Muzeul Județean Gorj. Mi-ar fi plăcut să-l țin la Bălcești, dar pe autoritățile de acolo nu le interesează acest fenomen, să fie sănătoși, să rămână ei acolo așa liniștiți, fără niciun fel de problemă. Vom realiza probabil la începutul lunii iunie, în jurul de 7-8 iunie, când e și ziua Filoftei, Festivalul Copiilor Filoftei Lăcătușul, care întotdeauna l-am realizat la alunul, pentru că e normal. Și nepotul mare artist este chiar viceprimarul comunei de acolo, de la Lunu, și domnul primar Boengiu, domnul doctor Boengiu, este un om extraordinar, care nu că iubește pe Filoftea Lăcătușu mare artistă, iubește în primul rând copiii. Promovează valori, da, până la da. Urmă despre asta vorbim. Și încerc în colaborare cu prietena mea, profesoara Andreea Măruță, să realizăm și Festivalul Copiilor Maria Apostol chiar la casa de la Runcu. Da. Și acolo aveți și bineînțeles dotați. În luna octombrie, ca de obicei, cu sprijinul autorităților domnul primar Filip și domnului director Staicu de la Rovinari și domnul director Ștefan, să realizăm ediția 4-a Festivalului Copiilor Domnica Trup. Cam aceste, o mai face și altceva, dar cam acestea pentru copii. Și eu sunt sigură că ne anunțați și noi vă anunțăm, stimați. Păi întotdeauna ensaltul este după noi și așa că nu putem să scăpăm. Știți cum se zice, televiziunea trebuie să fie formator de opinie, așa că nu ne zicem de la acest motto de viață al nostru, al jurnaliștilor. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și îmi pare rău că n-am discutat câte ne propusesem să vorbim, că dumneavoastră sunteți așa un bazin cultural, aș putea spune, de atâta vreme și cu atâta experiență și poate uite, vom ceva, prezenta, că este și arhiva în satului, vom face o emisiune mai elaborată și prezentăm și câțiva o secvență, două cu copiii cei mai talentați, pentru că de fapt noi asta suntem, nu să mă văd eu aici și să vorbim despre copii, să și prezentăm așa 4-5 exact despre ce vorbeam, valorile promovate. Sigur. Pentru copiii contează foarte mult. Da. Domnul Dorin Brăzbă, încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de noi, telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați urmărit această emisiune. Îmi pare rău că n-am putut să răspund la cei care ne-ați sunat, pentru că așa e regula jocului. SMS, dacă ne trimite și ne întrebați, noi cu drag vă răspundem. Vă aștept și data viitoare în același studio, dar probabil cu un alt invitat. Încă o dată, vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!